cocktail asortat cu fructe exotice, un pahar cu formă atractivă și o băutură colorată, vin, bere sau poate whisky. Consumul de alcool este o normalitate pentru o mare parte a populației, fără a vorbi de abuz sau dependențe. Băuturile alcoolice sunt folosite la întâlnirile cu prietenii, la petreceri sau după zile aglomerate pe postul de metodă de relaxare sau detașare. Pare inofensiv, până și unii medici vorbeau la un moment dat de așa zisele beneficii ale unui pahar de vin. Însă studiile recente arată însă că alcoolul nu are absolut niciun beneficiu pentru organismul uman. Conform Life.ro, dimpotrivă, cauzează din plin în multe arii, așa că dacă vrei să te lași de alcool, am adunat câteva lucruri care să îți arate cât de important este să scoți băuturile alcoolice din meniu. Medicii spun că una dintre cauzele unui sistem imunitar slăbit este consumul excesiv de alcool. Acesta supra-solicită sistemul imunitar și crește sensibilitatea în cazul afecțiunilor respiratorii, crește riscul de pneumonie, septicemie, rănile se vindecă mai greu și crește riscul de complicații postoperatorii. Vestea bună, pentru că există și o veste bună, este că în momentul în care scoți alcoolul din viața ta, sistemul imunitar va începe să se refacă și va deveni mai eficient pe măsură ce va trece mai mult timp fără ca organismul să primească astfel de băuturi, reușind să lupte mult mai bine cu infecțiile. Băuturile alcoolice sunt considerate o alternativă pentru a reuși să adormi mai repede, dar realitatea este că sunt vinovate de un somn fragmentat de proastă calitate. Deși adormi mai repede, somnul respectiv nu este deloc odihnitor, iar dimineața vei fi extrem de lipsit de energie. Nu e niciun secret că alcoolul are calorii, multe calorii, așa că simplul gest de a renunța la a mai bea orice astfel de băutură ar putea avea o influență serioasă asupra numărului de kilograme. Datele prezentate de Institutul Național de Cancer din Marea Britanie, dar și din alte instituții de cercetare în acest domeniu, au arătat o legătură directă și clară între consumul de alcool și unele tipuri de cancer, precum cancerul oral, cel de ficat, de colon, de sân, cap și gât, iar aceste riscuri scad considerabil în unele cazuri printr-un simplu gest, acela de a renunța la a mai bea alcool, relatează Life.ro.